au nevoie de puterea ta, dacă vrei, eu vreau să mă pun la dispoziția lor, dar n-am putere, dă-mi tu putere ca să fiu un instrument în mâna ta. Așa trebuie cerut botezul cu Duhul Sfânt. Și în cartea aceea, Darurile Duhului Sfânt, Berician spune, dacă ar fi după voința Duhului Sfânt, că Biblia spune că Duhul Sfânt dă darurile după cum voiește El, Duhul Sfânt. Dacă ar fi după voia Duhului Sfânt, toți frații și surorile din biserică avea daruri miraculoase. Dar spune el, de ce nu le au toți? Și răspunsul este, pentru că nu ne așezăm pe poziția corectă pentru a le primi. Dau un exemplu. Tata are în buzunar o ciocolată, vrea să o dea la băiețelul de 2 ani sau de 3 ani. Când vine acasă băiatul cu jucăriile lui, tata îi spune, ei, micuțu, hai la mine. El se joacă cu jucăria. Hai la mine, hai la tata, că ți-o adus ceva. Dă-mi, tata. Dar el continuă să se joace. Dar întinde mâna așa pe la spate. Dă-mi, hai, dă-mi, repede, repede, dă-mi, că n-am timp, am din m-a jucat. Păi tata nu i-o dă, pentru că tata i-a luat această ciocolată din dorința de a-l strânge la piept pe copil, de a-l îmbrățișa, de a avea părtășii cu el. Și vreau să spun un lucru, că dacă noi vrem darurile Duhului Sfânt sau botezul cu Duhul Sfânt, dar n-avem timp de Dumnezeu și de lucrarea lui Dumnezeu. Păi botezul și darurile Duhului Sfânt e pentru asta, pentru oameni care au timp pentru Dumnezeu, să se ducă să facă treabă. Dacă noi n-avem niciun interes și niciun fel de timp pentru Dumnezeu și dacă noi ne jucăm cu jucăriile noastre, pentru ce să ne dea Domnul? Domnul cunoaște și trecutul și prezentul și viitorul. Pentru ce să ne dea Domnul lucruri care nu ne-ar folosi la nimic decât la mândria noastră? Pentru ce să ne le dea? Deci trebuie să ne cercetăm. Dacă nu este păcat ascuns în viața noastră, trebuie să ne cercetăm la motivația pentru care cerem. Și sub nicio formă să nu avem bănuiala că nu este voia Duhului Sfânt să ne dea sau a Domnului Iisus să ne dea botezul cu Duhul Sfânt. Domnul Iisus vrea să-i boteze pe toți, vrea să dea daruri la toți Duhul Sfânt. Problema este a noastră și trebuie să cercetăm. Viața noastră să fie curată, ascultarea noastră și motivația. Opțional este un termen care înseamnă dacă vreau eu sau dacă nu vreau eu. Primirea Duhului Sfânt nu este opțională. Domnul Iisus nu le-a spus, dacă vreți stați în cetate, dacă nu vreți nu stați în cetate. E treaba voastră. Faceți cum vreți, e opțional. Primii creștini, când s-a dus Pavel la creștinii din Efes, nu l-a spus, ați crezut? Da. Dar ați primit Duhul Sfânt? Păi nu. Păi asta e opțional. Dacă n-ați primit, nu-i nicio problemă. Botezul cu Duhul Sfânt nu e opțional. Dacă cineva a înțeles că este opțional, a înțeles ceva ce eu nu înțeleg așa. Eu înțeleg diferit. Nu e opțional. Ceea ce trebuie să înțelegem că a avea Duhul lui Hristos nu-i tot una cu a fi botezat cu Duhul Sfânt. Și dacă nici lucrul acesta nu s-a înțeles, trebuie să-l mai spun o dată. Avem Duhul lui Hristos din momentul în care îl avem pe Hristos în noi. Și asta îl avem din ziua pocăinței. Că altfel, dacă nu l-am avea până la botezul cu Duhul Sfânt, pun întrebarea, cum îmi explic ceea ce spune Domnul Iisus? Ne-a mințit când spune, cine crede și se botează va fi mântuit? Ne-a mințit Domnul Iisus? Hai să dau un exemplu. Să presupunem că vine la noi un prieten. Cum spune în 1 Corinteni 14, Duhul Sfânt îi dă pe față tainele inimii, se deschide înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu în mijlocul vostru de azi mă pocăiesc. Păstorul îl introduce la cateheză, peste 3 luni îl botează în apă și spune, de acum nu mai ești prieten, ești frate, poți să iei cina cu noi, ești mântuit, ești copilul Domnului. Și peste 2-3 săptămâni, păstorul anunță, începem stăruință după botezul cu Duhul Sfânt. Și vine pe la spate un frate și spune, să vii la stăruință, că tu nu ești mântuit, că tu n-ai botezul cu Duhul Sfânt. Și atunci omul strânge cu palma peste cap, dar cine m-a mințit, păstorul sau tu? Cine minte?
Păi păstorul m-a asigurat că eu sunt mântuit pentru că am crezut și m-am botezat. Și așa am citit din Biblie. Cine minte? Și noi trebuie învățătura despre botezul cu Duhul Sfânt să o punem într-o lumină cu întreaga Scriptură. Învățătura despre botezul cu Duhul Sfânt nu trebuie să contrazică versete biblice clare. Cine crede și se botează va fi mântuit. Punct. Așa a spus Domnul Iisus. Treceți dumneavoastră peste cuvântul Domnului Iisus. Eu nu pot. Asta e poziția mea. Botezul cu Duhul Sfânt nu că n-are importanță în viața mântuirii. Are foarte mare importanță, nu este opțional, dar dacă eu spun încă n-ai fost botezat cu Duhul Sfânt, încă nu ești mântuit, deja am spus ceva ce Biblia nu spune. Și eu nu pot asuma această afirmație. Importanța plinătății Duhului Sfânt, adică botezul cu Duhul Sfânt și plinătatea Duhului Sfânt ar trebui să fie două lucruri care rezultă unul din altul. Plinătatea rezultă din faptul că a avut loc botezul și odată obținută plinătatea trebuie menținută în mod constant, adică fiți plini în mod continuu. Dacă botezul cu Duhul Sfânt rămâne în agenda mea, am fost botezat cu Duhul Sfânt acum 5 ani, și în ultimii 5 ani eu n-am mai avut o părtășie adâncă cu Dumnezeu și cu biserica și am avut o viață de creștin lumesc, cum spune Apostolul Pavel, experiența mea de botez cu Duhul Sfânt de acum 5 ani rămâne în agendă. Dar viața mea este la fel de goală, la fel de uscată ca unui om nebotezat cu Duhul Sfânt. Și atunci întreb, cu ce este mai bun un astfel de om că a avut cândva botezul cu Duhul Sfânt decât altul care n-a avut niciodată botezul cu Duhul Sfânt? Fraților, eu aș vrea să ne ferim de anumite extreme. Dau un exemplu, iertați-mă. Eram în Grecia la o întrunire cu frații. Și după o expunere despre rolul botezului cu Duhul Sfânt, vine în pauză un frate și spune așa: fără botezul cu Duhul Sfânt nu poți fi mântuit, botezul cu Duhul Sfânt e condiția singură, obligatorie, unică pentru mântuire. Un frate, un băiat mai tânăr, îi pune întrebarea: dar ce se întâmplă dacă unul a fost botezat cu Duhul Sfânt și după aceea se despocăiește? N-are importanță, pentru că Duhul Sfânt a fost în el, când vine Domnul Iisus, îl răpește. Până acolo pot să meargă ereziile penticostale, iertați-mă. Deci eu nu vreau să ajungem în greșeala să spunem că dacă n-ai vorbit în limbi și n-ai fost botezat cu Duhul Sfânt, nu ești mântuit. Pentru că botezul cu Duhul Sfânt este pentru oameni mântuiți, nu ca să ajungi mântuit, ci pentru că ești mântuit și Domnul Iisus vrea să facă din cei mântuiți lucrători împreună cu Dumnezeu. De aceea îi botează cu Duhul Sfânt. Dar vreau să spun un lucru foarte important. Deși scopul botezului cu Duhul Sfânt l-a formulat Domnul Iisus și nu-l putem modifica, noi dacă ar fi, l-am modificat și am spus, voi veți primi o putere ca să fiți răpiți. Dar Domnul Iisus a spus-o și trebuie să lăsăm cum a spus-o El. Voi veți primi o putere să fiți martori. Așa a spus-o Domnul Iisus. Cine sunt eu să modific adevărurile clare spuse de Domnul Iisus? Dar vreau să spun, deși Domnul Iisus ne dă botezul cu Duhul Sfânt cu scopul de a primi putere să fim martori, că Domnul Iisus e interesat de mântuirea altora când te botează cu Duhul Sfânt, nu numai de mântuirea ta, că tu deja ești mântuit, interesat și de mântuirea altora. Și Domnul Iisus, când dă acest botez cu Duhul Sfânt, deși din punctul lui de vedere are scopul ca tu să devii un lucrător, botezul cu Duhul Sfânt care îl primești de la Domnul Iisus are rezultate asupra ta. Și dădeam azi cu frații un exemplu. Să spunem că te ia cu un meseriaș, te ia pe tine ca salahor cu ziua să-l ajuți la betoane. Și meseriașul știe că dacă tu trebuie să lucrezi o zi, îți plătește la urmă. Și atunci ce face? Îți dă mâncare bună? Îți dă să bei? Pentru ca tu să poți munci eficient. Dar el nu se gândește, bă, îi dau mâncare ca să mai pun un kilogram pe el, că uite cât e de slab.
El zice așa, îi dau mâncare să aibă putere să ducă betoanele. Dar odată ce omul mănâncă, asta are efect și asupra trupului. Efect benefic. Binecuvântarea care o aduce mâncarea asupra trupului, însă nu reprezintă scopul pentru care omul ți-a dat ție mâncare. El ți-a dat cu alt scop, ca tu să-i faci lui treabă. Dar odată mâncând, tu beneficiezi de această mâncare. Așa e și cu botezul cu Duhul Sfânt. Domnul Iisus nu îl dă pentru că tu încă nu ești mântuit și te botează cu Duhul Sfânt ca să ajungi mântuit. Și Domnul Iisus te botează cu Duhul Sfânt pentru că tu deja ești mântuit și trebuie să lucrezi și la mântuirea celorlalți. Dar când primești botezul cu Duhul Sfânt, această experiență aduce o mulțime de binecuvântări sau de rezultate în viața ta. Și atunci putem vorbi de scopul botezului cu Duhul Sfânt, care este misionar pentru lucrare, și rezultatele botezului cu Duhul Sfânt care au loc în viața de mântuire sau care se reflectă asupra mântuirii. Nu-i tot una. Noi primim mântuirea prin credință, dar mântuirea trebuie dusă până la capăt. Și nu-i tot una să duci mântuirea până la capăt ca și creștin firesc, tot mereu tărându-te prin păcate și plângând și mărturisindu-mi și nefăcând nimic pentru Dumnezeu, sau să duci mântuirea până la capăt, botezat și plin de Duhul Sfânt și făcând lucrarea lui Dumnezeu cu semne, cu lucrări, cu evanghelizări și cu toate lucrurile. Asta vrea Domnul Iisus de la noi. Aspectele acestea vreau să le discutăm mâine. Ce urmează după botezul cu Duhul Sfânt? Și dacă va fi cu voia Domnului, vom înțelege mai bine că, de fapt, botezul cu Duhul Sfânt slujește scopului principal pentru care ne este dat, dar are rezultate benefice și în viața noastră de mântuiți. Eu cred că un om botezat cu Duhul Sfânt duce până la capăt mântuirea mult mai ușor decât un om fără puterea și fără plinătatea Duhului Sfânt. Deci eu așa văd lucrurile. Acum nu am venit să le impun. Eu vă spun sincer, eu așa înțeleg Scriptura. Eu vă propun să ne oprim aici în seara asta. Personal, mă rog ca noaptea să fie un sfetnic bun pentru fiecare dintre dumneavoastră. Sunt ferm convins că pentru mulți dintre noi informațiile sunt noi. Dacă vreți într-adevăr să le puteți folosi și să rămână, încercați când ajungeți acasă să vă amintiți ceea ce ați auzit aici. Și amintindu-vă să fiți ca cei creștini din Berea, care după despărțirea de Pavel și după auzirea cuvântului Dumnezeu, cercetau Scripturile să vadă dacă într-adevăr ceea ce le-a spus Pavel este adevărat. Noi am prezentat aici o înțelegere a noastră în Sfintele Scripturi. Înțelegerea aceasta poate să devină și înțelegerea dumneavoastră, în primul rând după ce o adeveriți că este din Sfânta Scriptură și asta trebuie să o faceți personal, și apoi după ce veți crede în ea. Abia după aceea va fi folositoare pentru fiecare dintre dumneavoastră.